Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Un polițist local a fost prins la volan băut și, pentru a obține o pedeapsă mai blândă, a prezentat o adeverință scrisă de preotul din comună. Corect, frate. Păi cine să-l cunoască mai bine? Să duce să spovedește, să... Hă? Și eu când am văzut asta, da, m-am gândit că... Dacă ești un prieten preot. Nu. M-am gândit că acolo m-a dus mintea că omul s-a dus la preot, da, să îi dea un certificat că s-a împărtășit și a, da, dat două lingurițe de vin, știi, pe modelul cornulețele cu șampanie. Da. Tot felul. Nu cred de... că adeverință de asta i-a dat. Pentru a-i servi la controlul poliției. Da. A băut vin de împărtășanie două lingurițe și după aia, da, a smuls sticla. Dar e genul... Nu, nu ține la băutură, domne. Da. De la două lingurițe a făcut vinul ăla de împărtășanie și dulce, tăticule. Da, nu-ți dai seama. Asta, da, zic. Te ia pe nesimțite. Luace la bebeluș. Corect. Și mai încolo. La prima probă recoltată, inculpatul avea o alcoolemie de 1,30 grame la mie, iar la a doua probă a reieșit o alcoolemie de 1,07 grame la mie, a mai pierdut din grame. Da, și s-a estimat că avea 1,5, că l-au tras pe dreapta, că așa se poate estima în funcție, da, de, da, da, de metabolizare. Acum, 1,5, bun. E mult, că nu, da, e, mă pricep. Bune, cum? La 1 ești... Praf. Eu, acum se spune că la 1 ești aproape de coma alcoolică sau ceva. Serios? Sunt unii care există, da, deci ăsta, da, la 1,5 era rachetă. Rachetă, bun, nu știu cum... Rachetă, mă rog, sol-sol, da. Rachetă. Rachetă sol-sol șerpuită. Da. Da. Anchetatorii... Da, știu că infracțiune, deci e, din câte știu, în România, nu vreau să mă înșel, dar din câte știu, în România, la, de la 0,4 în sus, este infracțiune. Până 0,4 e contravenție, îți ridică permis. La orice îți ridică permisul, dacă ești băut, nu contează concentrația. Dar de la 0,4 în sus îți face și dosar penal. Aha. Bine, și acum știut. Cu legea asta nouă, dacă comiți un accident când ești băut, e care te lasă cu victime, faci pușcărie. Mi se pare corect. Da. În cazul domnului polițist local, anchetatorii precizează că inculpatul a depus la dosarul cauzei o caracterizare de la locul de muncă. Așa. Hai, mă, s-a dus la șeful. Vă rog eu frumos, da, că vor ăștia să-mi iei permisul. Scrieți, da, ceva de mine. Păi te, da, duci pășit la judecător să arăți că ești om bun, că ai avut un ghinion în ziua aia, ți-au fătat purici, erai trist, știi, de-astea. Din caracterizare rezultă că omul este funcționar public în cadrul primăriei Scânteia. Scânteia, cred că e în Constanța. Scânteia e localitate. Da. Pe funcția de polițist local, că n-a avut niciodată abateri disciplinare, da, și a îndeplinit întotdeauna sarcinile de serviciu în mod corespunzător. Așa. Și bonus, mai avea o țidulă și de la preotul paroh. Asta e bună. Din care rezultă că incidentul anchetat este unul izolat, iar autorul regretă cele întâmplate. Adică, da, domnule, dânsul s-a dus la biserică și s-a confesat. Da, părintelui. Da. Și a zis, dar vă rog frumos, puteți să-mi dați și o hârtie că m-am confesat, adică să se ia în calcul că am fost la biserică și mi-am, da, exprimat regretul pentru faptele comise. Și a făcut trei cruci, s-a lepădat de satana și a jurat că nu mai bea decât la împărtășanie. Așa, așa, da. În altă parte, în Brașov, tot în situație cu poliția, dar de data asta MEAI-ul, doi polițiști, soț și soție, care lucrau la Direcția de Permise și Înmatriculări Brașov, au fost condamnați la 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Da. Nimic deosebit până aici, pentru că știm că așa merge treaba, din nefericire, în multe locuri. Așa. Când vine vorba de școala de șoferi și de luatul permisului. Cei doi însă au primit mită în alimente și aici noi... Ce ofticioși. La deșteptarea ce trebuie alimente? Să-i susținem puțin, pentru că au lucrat cu zacuscă și dulceață. Dom'le, n-ai cum să reziști la o zacuscă bună. Ouă și carne de pui, de la părinții unei tinere. Mi se pare, mie s-au înghițit în sec când ai zis zacuscă. Am înghițit de la zacuscă, dacă n-am mâncat pe sezonul ăsta deloc, să știi. Produsele erau de la părinții unei tinere pentru a o ajuta să obțină mai ușor permisul de conducere. Deci săracii oameni au dat... Adevărul că... Celor doi soți și soție polițiști, îți dai seama că ei lucrând în cuplu, probabil se și îndeamnă reciproc, știi? Hai, mă, lasă, că sunt oameni necăjiți. Nu-mi dau seama cum, Dumnezeule, am ajuns din nou în situația de acum 20 de ani, știi? Când justiția se ocupa de astfel de... Nici măcar găinării nu poți să le spui. Polițist care a luat o zacuscă și pagă, sigur, este o infracțiune, nu treia să ia șpaga aia, evident, ca să-i dea permisul cuiva.
În timp ce sunt eliberați infractori cu ajutorul Curții Constituționale și judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, care sunt dovediți în primă instanță că au furat milioane și milioane de euro. Suntem în aceeași situație, că am ajuns ca pe vremea lui Adrian Năstase, să știi. Suntem tot acolo. Deci toate eforturile cu lupta anticorupție au fost jugulate, carotate de mult de niște politicieni bine plasați, care au avut un plan, s-au ținut de el și l-au rezolvat cu Curtea Constituțională în primul rând și după aceea cu diversi judecători de sistem puși în funcții cheie. Și s-a terminat. Acum justiția se ocupă din nou de astfel de cazuri. Polițistul cu zacusca, polițistul cu vinul de împărtășanie, știi, sau ce mai fi luat ăla, chestii de-astea. Cam astea sunt știrile noastre. Din perspectiva mea de cetățean particular, da, aia cu anticorupția în România a fost cam ca pandemia, așa, doar că a durat un pic mai mult. Adică pare că a fost ceva ce s-a întâmplat episodic și a rămas cumva în urmă. Da. Din acum păcate, mai da, sunt câteva cazuri aici colo, da, și total interesante. Știrile, da, despre lupta anticorupție sunt cu eliberările celor care au fost condamnați în primă instanță pentru corupție și care și-au lungit procesele până când au ajuns, știi, să beneficieze de schimbările legii de către 5, 6, 8 persoane puse bine într-un loc. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.